Mă gândeam, ce bani să dăm la educație, domne? Uite, de când cu guvernarea asta ne-am pus cu burta pe carte toți. Am devenit doctori în drept, suntem pe cale să ne luăm licența în medicină. La economie încă mai scârție treaba, că e materie multă, domne, dar încercăm să facem față provocărilor. Răzvan Anghelescu i-a ascultat astăzi pe Români la lecția despre inflație. Vax populi. Se vorbește în fiecare zi despre inflația asta, crește inflația, inflația e mare. Domnul Tăriceanu, președintele Senatului, chiar a spus că inflația nu a omorât pe nimeni. Haideți să vă spun ceva. Atâta timp cât nu producem ca să avem să vindem și la export și pe interior, deci nu producem, nu zic că nu avem nevoie de bucetari, chiar că avem nevoie de poliție, de medici, doamne ferește, de profesori, avem nevoie de ăștia. Dar trebuie să și produce. Inflația, știi ce este? Păi, bineînțeles că e distrugerea țării, adică nu mai are niciun... Industria a distrus-o. Ați văzut că inflația asta crește lună de lună la... Agricultura a distrus-o. Inflația a distrus-o sau ea ne distruge până? Păi ea ne distruge, sigur că, dar ea a făcut inflația, nu noi. Ați înțeles exact ce este inflația asta? Deprecierea puterii de cumpărare. Cam așa, nu? Inflația e, pe câte mi-au eu din la economie, e diferența între puterea de cumpărare și ceea ce se produce. Credeți că e o problemă inflația în România? După părerea mea, inflația este o tară societății capitaliste. Ori societatea capitalistă, cum ne place tuturor să spunem, este o societate naturală. Și atunci în natură ți asumi și vântul, și ploaia, și zăpada, și iarna. În capitalism ți asumi și inflația, ți asumi și drogul, ți asumi și prostituția. Ți asumi toate tarele capitalismului, da? Nu le putem nega. Sigur, Tăriceanu cred că a făcut o glumă spunând că inflația n-a omorât pe nimeni. E un adevăr. Ați înțeles exact ce este inflația asta? Creșterea monedei, a eurului. De ce credeți că crește atât de mult inflația asta? Cine ar fi de vină? Sau? Scandaluri. Cum e un scandal, cum crește euro, crește și inflația, noi ne ducem după orice. Crește dolarul, crește și la noi prețurile. Crește euro, crește și la noi. Când scade, nu se uită nimeni. Cine e de vin? Măsurile guvernamentale de creștere a salariilor. Și cam asta e important. Simt. Să fie o concordanță între creșterea salariilor și producție. Cine este responsabil de creșterea asta? Păi cine credeți dumneavoastră? Tot ei. Păi tot ei, doar nu noi, oamenii care muncim. Ați înțeles exact ce înseamnă inflația asta? Prea bine, nu, dar oricum știu că ne afectează la buzunare. Chiar la final asta vă mai întreb, de ce se vorbește atât de mult de inflația asta? De ce unii o folosesc, ba că e mare, ba că e... După părerea mea se vorbește atât de mult de inflație pentru că nu au ce să vorbească despre altceva. Da, cred că altele ar trebui să fie prioritățile domnilor care fac politică la nivel înalt.